Yo! Yeah, she belongs. Last Salmo Franco sta de very important. Ah, what's this? Hola. Hola, boboiești, bă, și bine v-am Hai, găsit. salut, băbăieți, și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod de Samafacă. Suntem pe Earth OG Times, yo. And I have And Timișorana, my man. Scuzați-mă puțin. nu mai via pe teu. Bă, bă. Nu și mie. L-avem aici și pe fratele, vino mai aproape, mai pizdă. Salut, băieți, A.K.A. bă. Madalin, yo. Fraților, este ora 5 fără un sfert dimineața cu aia și ce s-a gândit suspilău? Bă, hai să filmăm, amen. Bă, dacă toți suntem aici și tot pe bagabonțeală, ia hai să o filmăm, frățică, aici avem 100 teste de player online, respect. Mă rog, tot ok? Și să vedem așa un pic, ia numai o secundă, fraților, să luăm și noi o mașinuță. Ia să vedem un Audi R8, maybe? Cred că e Turismo, dacă nu mă înșel, Audi R8, nu? Ohoho, da, exact. Salut. Exact din prima, fie, ai terminat quest, nu. Exact din prima, mă, fraților, uite aici, fraților, conducem un R8 pe bagabonțeală. Băi, fraților, vreau în primul rând să-mi cer scuze față de voi pentru că nu am mai filmat cam de o săptămână. Băi, fraților, să știți că am avut ceva probleme cu internetul. Dar pentru asta cel puțin s-au remediat. Fraților, am făcut pentru voi și un vlog. Mai pe scurt așa, primul meu vlog, doar că, nu știu, fraților, îi dau export video. Gen în videopad, nu, că cu programul ăla lucrez cu videopad, dar fraților când îmi exportează videoclipul, doar frate cu sunet, deci imaginea nu se vede absolut deloc. Cu aia și vreau să zic că e foarte, foarte nașpa, adică dă-te morții mătii. O să încerc zilele astea totuși să-l fac cât de cât, o să aveți vlog. Bine, voi nu prea aveți cum să vedeți că na, totuși facecam-ul e chiar pe oră, dar fraților e 4, 5, 6, 8, 7-a. Fraților, în schimb, în 14 plecăm la Palma de Mallorca, de acolo să vedeți, fraților, voi acolo vlogul unicat, mă facă. Așa că spune la unchi, la rude, la soții, la neveste, la amante, la ce pula în pizdă mai ai tu. Ia să vedem așa un pic webcam-ul, hai că filmează, fraților, adică avem aici pe Mădălin în prim plan și Ei, Silviu! Avem pe omul Silviu care aici doarme direct pe zonă, ce ai făcut, bro? Da, sincer să zic că am cam îmbătat puțin, dar nu mult, băieți, adică you know, Pula power mea, Timișoreana. 8 bidoane de Timișoreana, dar e ok. Au fost numai o bidoane, dar e ok, boșilor, că noi suntem bagabonți, noi putem mai mult, nu e o problemă treaba asta. Ia să vedem un pic Da, quest, sigur, și tu fraților. abia poți să ții pe picioare, pula mea, abia poți să stai. Colectează cele 150 de plăci de surf. Nu, stai liniștit, fraților, în episodul ăsta nu o să fac un nu o să fac un quest de genul ăsta. De exemplu, chiar vă doriți chiar așa de mult să fac un quest de genul ăsta, chiar credeți-mă, fraților, că chiar o să fac. Dar pentru mine, până la urmă, toată treaba e să vă placă vouă contentul pe care eu îl creez, o ai de pula mea, la că-l bubuie mașinii bai, ajunge la casă. Mai avem transportă 10 cutii la jobul lift driver și cumpără de 3 ori viață de la un burger shot. Băi, fraților, ca să nu vă plictisesc cu chestiuri de genul ăsta, am zis, bă, mai bine sincer să vă vorbesc de Imnu Cloud și să o luăm așa, sincer, așa, mai pe înțelesul vostru. Bă, fraților, ce ați văzut în vlogul lui Olex? Da, fraților, chiar totul și totul e adevărat. Am fost de am înregistrat Imnu Cloud. Imnu Cloud este gata. Deci, sublinez, este gata. Doar că îi mai trebuie un videoclip super șmecher, că n-au. Cel puțin mie videoclipul anterior mi s-a părut așa un pic cam de ampulea. Oricum,
Pentru 33 de ca de vizualizări, credem, fraților, aveți tot respectul meu, fraților, deci toată susținerea, chiar ați dat dovadă atunci, în acele momente de susținere și de cum să zic, de încredințare, fraților, de tot ce se poate. Deci, efectiv, în 7 luni, frate, să faci 33.000 de vizualizări, frate, la o melodie care durează cam 2 minute, fraților, credeți-mă că poate pentru voi nu prea înseamnă mai nimic, dar credeți-mă, fraților, că pentru mine chiar înseamnă foarte, foarte enorm. Și vreau să anunț pe ocazia asta, fraților, când o să vin din Spania, o să fac și primul live, fraților, de pe acest canal. Deci o să ne jucăm H1Z1 King of Kills, fraților, o să ne jucăm acolo, cred că cam o oră jumate, după care, desigur, ne punem un puțin pe Samp, fraților, că văd că chiar vă plac episoadele acestea de Samp. Și văd că chiar merge foarte, foarte bine treaba. Am încercat puțin să schimb și partea asta cu CSGO, dar, sincer, din câte am văzut, nu prea merge chiar așa de mult. GTA 5 poate merge bine. Sincer să zic, mă, dă nici măcar cu GTA 5. Deci, fraților, am văzut că cel mai mare impact pe care pot să-l am asupra voastră e cu Sampu, frate. E cu Sampu. Haideți, cu ocazia asta, să vedem și un pic ce avere are Suspin în momentul de față și dăm stats, fraților. Am dat. Păi avem așa 4.568.199.169 miliarde cash. Avem, fraților, 156.047.007 în mână. Și avem, avem un kart, fraților, un Maverick, vehicle la info. Are 447 de zile, deci practic Maverick-ul ăsta a prins anul. Mă mănâncă pula. Mă doare în pula. Așa, fraților, are 2X Haydn. Mai avem NRG, mai avem Vortex, frate. Deci, sincer, fraților, cam asta e piesa de rezistență, fraților. Vortex-ul, coaie. Vortex-ul. Și dăm un pic aici la vehicle la info. Are 463 de zile. Ei, yo, ma, facă, ce-ai făcut? Lăm o secundă, fraților, că mi-e cam sete, sincer. Și îmi bag pula că dacă nu am bere, n-am apă. Așa. Avem la el 463 de zile. Doar 496 de kilometri. În schimb, are doar un singur Haydn. Păi, fraților, eu sincer am preferat să-l cam las așa, sincer, că după părerea mea arată bine așa cum e. Mai numai puțin să vi-l prezint. Opa. Mă doare în pula. Așa. Uitați, fraților, deci arată gen de zici că e Brazilia cu aia. Deci, după cum puteți observa, 496 de kilometri. Deci, credeți-mă, fraților, deci e foarte, foarte crud încă. Are cam tot ce-i trebuie. Un singur Haydn. Nu e o problemă, sincer, asta. Lasă, frate, că se bagă ăsta noi. Păi sigur, mamen, păi sigur. Invidie mare. Toate acestea momentan nu sunt de vânzare, dar vă dați și voi seama dacă aveți chiar o ofertă, chiar de nerefuzat. Chiar nu am de ce să refuz ofertele care sunt bine primite. Ia-ți de, mai e casa lui Alex asta? Nu mai este, fraților, Mr. Popei! S-a zis cu Lolexanu pe felie, aveți acolo, fraților, vlogul pe canalul lui. O să fie oricum totul în regulă, deoarece, credeți-mă, fraților, că oricum o să rezolv și treaba asta cu vlogul vieții. Și plus de asta, ia să vedem, fraților, dacă vreți să fac vloguri în Palma de Mallorca, în Spania, fraților, la, deci efectiv
Palma de Mallorca Coaie e lângă Tenerife, e lângă Ibiza Coaie, cele mai de lux plaje din Spania. Nu uita acolo, frate, să lași acolo jos un comentariu, să lași, de ce nu, dacă ți-a plăcut acest episod, și un like, fraților. Și desigur, cea mai importantă piesă, nu uita, frate, dacă nu te-ai abonat, crede-mă, Coaie, abonează-te, fiindcă chiar nu ai ce să pierzi. În orice caz, crede-mă, frate, că și dacă iasă o grămadă de comentarii negative, cum că, bă, gen, nu filma în Spania sau pula mea, fraților, pentru voi tot o să filmez, o să mă străduiesc, o să vedeți zi de zi ce fac, ce mănânc, ce beau Ce și fuți? totuși, de ce nu, ce fut, nu? Păi, fraților, o să ne reîntâlnim curând Lasă coloc. după concediul ăsta din Palma de Mallorca, fraților. Lasă un minut. Ar trebui totuși să mă înțelegeți și pe mine că chiar am nevoie de o relaxare, Coaie, am două joburi. Și vreau să mă credeți că chiar e foarte, foarte greu cu două joburi să mai și filmezi, să mai și stai pe SAM, să te mai și ocupi. Credeți-mă, Coaie, că e foarte, foarte greu. Păi, cam atât a fost cu acest episod și o să ne revedem, fraților, după vacanța din Palma de Mallorca. Fraților, până atunci eu am fost Suspi, lângă mine a fost AKA Chovy, yo, AKA Silviu care... Opa! Ce faci, mă, pizdă? AKA Silviu care, mă rog, e vorme, dar oricum doarme mor de aici omul și cred că și dacă îl fuți în cur, nu simte. Până atunci, fraților, vă doresc toate cele bune și numai bine. Hey, yo, motherfucker!